Dimineața, iată, noi am găsit și o mașină să plecăm. Ne duceam, de fapt, mergeam spre mare, mai departe spre sudul Costa Ricăi, dar până la urmă ne-am găsit niște băieți care au zis că mergem cu ei la vulcan. Așa că am schimbat toate planurile. Radu, ești fericit? Da, iată băiatul care a fost foarte fain. Ne-am pierdut pe aici cu băieții. Suntem undeva prin munte. Am luat un drum foarte îngust. Nici nu era numai pietre. Și-a dat seama că nu mai iau benzină. Așa că trebuie să ajungem cât mai repede într-o localitate unde să găsim benzină, că nu de alta, dar rămânem aici. Deci, știi, pe o noapte, pe două, când merge cineva. Down. Acest timp la mulțime, cea mai înaltă punct de aici. Gata, am ajuns să luăm benzină. Am ajuns cu bine, dar chiar credeam că ne pierdem acolo, stăm blocați. Băieți tineri, ei nu s-au gândit, eu nu știu, niciodată n-aș să plec așa, să nu mă uit dacă am benzină sau nu, mai ales într-o țară străină. Dar e interesant, că adică e aventură. Băieții tineri învață și ei din peripețiile lor. Bine ați venit la hostelul din La Fortuna, de aici, din Costa Rica. Noi numai ce am ajuns cu băieții care ne-au adus chiar până aici. Bine, n-aș spune că hostelul este atât de bun, dar are farmecul său de loc mai vechi și cu $25 merge pe o noapte. Casado. Deci asta e mâncarea tradițională, voi deja ați văzut, să știți că cum în Costa Rica mâncarea este bună, dar nu este așa diversificată cum ar fi, să zicem, în Franța, în Italia, în Spania, dar e gustoasă și îmi place că asta, chiar am venit într-un local unde mănâncă doar localnicii și noi. Iată cam așa cât costă, am zis 3.000, asta face 4... Da, pe două noi îți plătim 9 euro. Și eu am luat pește, fasole iarăși. Arăt că plouă, de dimineață plouă atât de tare, dar noi am venit să vedem, de fapt, vulcanul. Noi l-am văzut ieri, dar nu am fost pe el, dar asta era și scopul nostru, să ajungem pe vulcan. Și iată că nu se ajunge pe vulcan așa, plouă de tare. Nu se mai oprește deloc și apa este multă și nu pe jos. Și nu știu, cred că degeaba n-am venit, că noi am văzut niște chestii foarte frumoase pe drum, că am mers cu mașina. Dar asta că nu putem să ne urcăm pe vulcan. Ne urcăm noi pe alți vulcani, nu mai decât în Costa Rica. Că noi suntem deja de 3 sau 4 zile în Costa Rica și mâncăm abia ananas din Costa Rica. Am reușit să găsim cu 80 de cenți, nu de alta, dar parcă îți parchește în Europa și cumpere ananas de acolo. Frumoșilor! L-ai văzut? Sunt diferiți de ceea ce am văzut acolo. Crezi că ăștia endemici. Nu, n-au aceeași culoare la cioc. Ciocul trebuie să fie colorat. Aici e un alt tip de hostel cu basket, cu volleyball. E foarte frumos, îmi place foarte mult, dar noi ieri am rămas aici că era totuși mai scump. Uite și cu piscina. Iarăși flori, peste flori foarte frumoase. E chiar, mie îmi place foarte mult aici, mult mai mult de acolo unde stăm noi.
Dar acolo noi am plătit $25, dar aici pe o cameră pentru două persoane, dar aici dormitorul e cu $115. Și bine, în fine, noi doar pentru ca să putem dormi. Cina foarte frumos amenajat. Adică, să știți, aici o cameră pentru două persoane sunt $50 și un dormitor sunt $15. Și au, iată, și un bar frumos. E spațiu mare, deci suntem chiar lângă vulcan. Ne-am pornit noi cu pălărie prin ploaie, dar o ploaie așa, dacă acolo la Monte Verde era un vânt mare, deci se lua de pe pământ, aici o ploaie așa că se împundă în pământ. Noi am vrut să ne pornim pe vulcan, adică vulcanul e aici, dar nu se vede deloc, pentru că sunt nori. Ieri când am venit a fost o privire foarte frumoasă, noi am văzut niște imagini spectaculoare. Și iată că acum ne-am pornit, ne-am întors înapoi că plouă prea tare și ne-au zis că nici nu putem să mergem, că dacă vedeți, vă fac așa să vedeți. Merge, mă duc dincolo că merge mașină repede și mă stropesc. Deci este apa așa, cum să zic, așa acoperă piciorul. Deci vă imaginați că mai bine să stau aici, mă duc să mâncăm iarăși un casado pe acolo. Ne-am luat a doua noapte aici, dar cred că nu stăm mai mult de o noapte, că am văzut că încep ploile acum toată săptămâna peste Costa Rica. Mai mult aici, pentru că suntem anume lângă vulcan și e un fel de microclimă. Asta e. Stai să-mi iau puțin ca să-mi auziți mai bine, că e foarte greu să vorbești tare cu mască și cu toată gălăgia asta de pe stradă. Deci să știți că în Costa Rica este o microclimă, adică pe coasta Caraibelor plouă acum, plouă în continuu, pe coasta Pacificului este cald și frumos și deseori la munte, la vulcan, bate vântul tare și plouă tot așa, e soare, plouă, adică e foarte instabilă meteo. Bine, sunt udă complet, am plecat să mâncăm. Iată, noi am venit, adică noi, eu am venit aici să mănânc, pentru că mi-a plăcut localul, lui Radu nu i-a plăcut și eu am zis că el lasă duc să mănânce unde vrea el, că noi suntem călători independenți, nu stăm unul după altul. Mie mi-a plăcut că anume este original locul ăsta. Au venit atâta lume aici și au pus amprenta lor pe o bucată de hârtie. Au desenat așa frumos, este și din Pakistan, și din Barbados, și Mexico, bine, astea sunt, iată, și India. E foarte fain, îmi place foarte mult. Cum v-am zis, eu mănânc întotdeauna casado, de data asta iarăși m-am luat pește, dar este legumele și garnitura este altceva, deci cred că o să-mi placă foarte mult și desigur suc de maracuia, de fructe, de passion fruit. Se poate un salamente un pequeño video contigo? Un selfie, un selfie. Este un, cum se dice, salut? Salut! 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 Eu m-am așa aici la masă și vorbesc cu ei, vorbim despre toate. Ei ne-am întrebat ce le se pare cu situația de acum, de aici, cu virusul și pe aici. Și am vorbit și de mâncare și ce ei fac în viață și cum ei călătoresc. Ei singura venind în San Jose aici ca să vadă vulcanul, dar și numai de asta, pentru că acolo este foarte cald și ei au venit pur și simplu sau i-a dat aici pentru că este puțin mai răcoare. Poftă mare!
este Parasu Plantación de Fresa. Aha, oh, si. Deci, iată, omul ne-a luat cu mașina și ne-a dat niște căpșune. Oh, muchas gracias! Eu este muy emoționat. Si, sí, oh, muchas gracias! Muchas gracias! Hai, muchas gracias! Așa, oameni, vă ajută nimic de plâng! Așa, de oameni de bun la suflet, pe mine așa mă emoționează, pentru că noi eram, stăteam acolo în, în drum și vedeam să, să ajungem aici. Eu plâng de, de bucurie. Eu nu știu, ca oameni de bun, generoși. El omul nu, el omul nu vine aici. El zice acolo, el a înțeles și a zis la verdura. De ce la verdura? Dă-te pe o parte să... Da, wow, ce oameni! Deci el ducea să-și ducă este, căpșunele la el acolo, le vinde la magazin. Prima dată mănânc căpșune din Costa Rica, nici nu știam, dar era aici chiar, le cresc aici la vulcani, în partea aia la altă de să proprietarul căpșunelor. Mmm! Sunt tari, dar sunt dulci. Frumusețe. Ați auzit de multe ori frumusețe în toate vlogurile, sau o să zic hermosa. Îmi place foarte mult cuvântul ăsta, hermosa. Și iată că mai ajungem și noi la Hot Spring. Ceva fenomenal. Ca să nu mai zic frumos, că trebuie să schimb vocabularul, ca să vă săturați de același cuvânt. Așa o frumusețe, călduța 46 de grade, wow! Am ajuns și aici, nici nu visam să ajung, în sensul că e mult mai greu, este doar un loc gratis pentru localnici, noi am venit cu ei și profităm! Natural, hot spring. Așa că noi stăm aici ca afară, e mai rece decât aici. Aici un bar, așa cu reggae music. Foarte frumos. Mi-aduce aminte de Jamaica, iarăși o destinație wow, wow, wow. Numai decât să mergeți prin Jamaica. Pura vida! Iată, noi am venit să cumpărăm ananas, care se numește piña. Aici e deja ora 7 seara și noi am venit să cumpărăm niște fructe. Ne place foarte mult dimineața și seara să mâncăm doar fructe. Deci să zicem așa, una mare 800 și una medie 700, deci un euro ananasul. Și iată banane. Bananele costă 10 centime, să zicem, 10 cenți. Papaya, un dolar. Da? Un dolar kilogram. Deci papaya poate să fie din kilogram, un kilogram jumate. A, iată și de astea mango și maracuia. Deci maracuia nu știu unde sunt, că nu le văd, acolo sunt. Și mango este ca și maracuia 1300, deci aproximativ 2 dolari. Bă, eu aș veni aici în toată ziua și mi-aș cumpăra fructe și legume. Dimineața! Noi ne-am trezit iarăși de dimineață. De fapt, mi-a fost foarte greu să mă trezesc, pentru că, gata, am luat ritmul Costa Ricai. Nu mai sufer de jet lag. Noi mergem să vedem dacă găsim o plantație de ananas. Aici e deja 7:20. E foarte calm. Ocul vă arăt și vouă să vedeți. Adică se aud doar zgomotul mașinilor, dar e foarte calm. Nimeni nu se vede pe stradă.
E un oraș așa mai turistic. Suntem aici deci la Fortuna. Dacă să vă arăt să vedeți, nu se vede vulcanul, doar poalele vulcanului. E în nori. Și așa, deci ne încercăm norocul să vedem dacă găsim noi prin mijloacele noastre naturale. Ne găsim aici să vedem. Eu de fapt am văzut foarte multe plantații, dar Radu vrea să vadă unde crește ananasul și e foarte interesant pentru că e foarte frumos. E ceva, cum să zic, noi când ne gândim, adică eu care mă gândeam înainte că ananasii creșteau pe copaci, nu e adevărat? Asta, adică avem uneori niște generalizări, stereotipuri, credințe și călătoria îți arată că nu este chiar așa. V-am văzut până acum că sunt înnebunită de florile pe care le văd aici. Și într-adevăr, când văd așa niște flori, cred că și vouă vă place, sper. De asta avem și noi. Mi se pare că am văzut așa ceva prin Europa. Ce frumusețe! Vă arăt și câteva căsuțe de aici. Noi am început să mergem, cum am zis, să vedem o plantație de ananas. Nu prea știm, mi-au zis că este aici, dar nu știm unde este. Și noi mergem, iată, a început să plouă iarăși. Ne gândim că poate să găsim totuși, dar sunt uimit așa în căsuțele astea lor. Care e cu gard, care este fără gard și mi-a plăcut foarte mult anume verdeața care este peste tot. Vă arăt niște căsuțe făcute așa în stil motel, cum am mai văzut și prin America, numai că sunt mai micuțe și iată cu tot amenajat aici, cu măsuțe, acolo se vede de departe bucătăria, îmi place foarte mult. Cum să mergem și ne-a zis că sau așa, sau așa și încercăm să mergem pe aici. Azi că pe aici e mai frumoasă priveliște. Hai că-l ascultăm. Dar ce faci tu aici? Ha? Ce te-ai pierdut? Am găsit de lucru. Ia-mi, merge acolo să vedem, li ajuți acolo? Cu... Nu ducem să ne angajăm. Da. Deci asta este instalația unde ei încep să culeagă ananasii. Vai, este o... Am așa sunt foarte emoționată pentru că nu mă gândeam să ajung, m-am trezit să mergem în San Jose și am ajuns în plantație. Asta e foarte interesant că noi întotdeauna improvizăm, adică nu avem planuri mari. Ce frumusețe, uitați-o cât de multe. Apropo, ei mi-a zis că pun pesticide și că trebuie cel puțin un an ca să crească ananasii. Eu credeam că sunt 6 luni. Acum vedem dacă reușim să vedem cum îi culeg. Francesco, e tu? Gel? Gel. Ok. Martin. Martin. E otra? Mario. Chicos? Alexi. Alexi. Tu nombre? Mario. E le dos chicas? Chicos? Chicos? Acento. Vencinto? Jacinto. E tu? Julio. Julio. E tu? Jose. Con gusto! Dacă v-am zis că 12 luni trebuie să crească un ananas, deci după ce l-au tăiat aici, taia asta aici, ca și cum dacă vă aduceți aminte la orhidei, tot așa este o chestie, că o taie și pe urmă crește. Exact așa, deci o taie și crește din nou și în... iată să arătăm chiar aici, iată că aici. Este una otra piña. Deci aia care e puiulețul care în 12 luni o să fie un ananas mare. Și sunt chiar foarte mari aici și uitați cât e de câmpul ăsta cât e de mare. Nu ne gândeam chiar să găsim așa o plantație de frumoasă. Eu pe aici umblam și ceream la oameni, dar voi în grădină n-aveți unul care crește? Și zic, nu, du-te acolo la plantație. Uitați ce frumos. Numai ce a venit și a pus, uitați-vă.
cum așa se face, că iei puiul de acolo și îl pui și el crește. Wow! Așa, zis că hai să luăm și noi puiul și să-l punem acolo. Ce oameni muncitori! Da, cum zice Radu, ei muncesc, dar noi ne uităm. Bine, eu știu cum e munca la țară. Eu am muncit până la 19 ani la țară. Noi, gata, am terminat cu plantația, am ieșit parcă cu pepene, mergem de cum la noi în Moldova mergeam cu pepenele vara și niciun pui de om pe aici. Radu, arată-ți, noi două, îmi dădeam și trei acolo. Noi am zis că mulțumim pentru doi ananași, ne mulțumim, dar e o experiență fenomenală, are vreo 3 kg, că e și greu. Miroase atât de... Și așa sunt de dulci. Dulce. Eu învăț spaniola. Dacă auziți acolo că nu vorbesc, că știu că voi sunteți unii care vorbiți foarte bine spaniola, eu o învăț așa cum o aud, cum o percep. Așa că mai fac greșeli, dar principalul e să comunic cu băștinașii. Asta e cel mai important, pentru că comunicarea îți dă o altă alatură mai mult, mai emoțională, mai intensă în călătorii. Și uneori chiar nu e numai decât verbal să fie, poate să fie și fără cuvinte, doar prin gesturi. Ia asta îmi place. Wow. Hai că mai mergem câțiva kilometri, ne ducem să luăm autocar. Nu, autocar nu este, trebuie să mergem cu mașina de ocazie, deoarece autocarul era doar la 4 dimineața sau la 2 și ceva. Și noi nu avem timp. Trebuie să mergem să ne facem testul COVID, pentru că plecăm în altă țară. Dacă doriți să vedeți și papaya, este aici un copac cu papaya. Cum se cheamă? Llave. Llave. Llave o llave? Llave. 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 Muchas gracias, señor. Vamos a la playa. E mă uit că ce-a adus. Wow. Dar gust sopa aia cu iuca, deci asta e iuca. Îmi place foarte mult, e o rădăcină, da? Îmi place mult mai mult ca cartofi și fac și chipsuri din ele. Wow! Bestial! Îmi place foarte mult. Poftă mare! Să nu-i că zeama noastră din Moldova, e că noi așa facem, așa cu os, cu legume, asta e oia, oia cu carne, oia de carne. Și normal că e cu orez și atunci aici a pus lingura. Hai, Radu, tu gustă și îmi spune, e bun sau nu? E seama că e fierbinte, o? E puțin sărată, dar... Da? Hai că cu orezul se merge bine. Na, poftă mare! Merci beaucoup pour nous avoir aidé. Este un video. Ok. Omul mi-a ajutat. Avec la nana? Oui, avec la nana.
muchas gracias. Pura vida. Hasta luego. Pura vida. Pura vida. Mucho gusto. Pura vida. Pura vida. Iată așa, gata, plecăm din Saramon la San Jose. Am ajuns până când am avut un mare noroc să ajungem la stația de buse și autobuse și au zis că, iată, unul a întârziat cu ora, la 9 și la 10 exact. Și noi l-am luat imediat, adică nici n-am așteptat nici cât cu o minută. Așa că mai departe, hai la aventuri.